Hei, salutare și bine ați revenit pe canal! Alo! Mă aflu la poligonul Galați și astăzi voi supune testului atât jucării, niște jucării și niște arme, cât și acest cronograf. Câteva cuvinte. Este un cronograf ieftin cumpărat de pe AliExpress. A costat cu tot transport în jur de 54 de dolari. Și văd că ne-am jucat astăzi cu el, cu băieții de la Breaking Point and Relax. Îi găsiți, găsiți canalul de YouTube în descriere. Și am zis să testez și să măsor viteza, ca să faci cronograf, măsoară viteza în metri pe secundă a unor obiecte. Primele obiecte, voi folosi acest shotgun HDS-68. Îl știți, am avut dosar penal, clasare cu restituire obiect material. Bun. El este de 16 juli, așa scrie producătorul pe hârtie, pe datele tehnice. Nu are 16 juli, conform raportului de expertiză balistică făcut, ar fi avut mai mult. În fine, hai să vedem, mi-am introdus două proiectile din cauciuc și să măsurăm viteza acestora. Bun, trag întâi cu pețeava stângă, de la aproximativ câțiva centimetri, aproape point blank, sper să îmi citească. 102 metri pe secundă. Primul foc. Butelia este proaspătă. Al doilea foc. 100,6 metri pe secundă. Primul parcă a fost 102, nu? Ok. Deci la, să spun, 20-30 cm de gurațevii, proiectile acestea sferice, da, în calibru 68, adică 17,3 mm. Ați avut proba a undeva 100 metri pe secundă. Acum voi trage cu acest HDP Home Defense Pistol, bine, tot de la 4E Training for Engagement, da? Tot produse de Umarex, aceeași mărie cu altă pălărie, în calibru 43. Ele sunt, în funcție, am mai spus-o și o repet, în funcție de proiectile pe care le folosiți, sunt replici de airsoft sau dispozitive de paintball. În momentul de față folosesc bile din cauciuc, așa că vor fi considerate replici de airsoft. Pentru că în definiția replicilor de airsoft nu apare dimensiunea proiectilului și nu apare tipul de nemetal al proiectilului. Haideți să vedem dacă ne înregistrează și această tragere. Am 3 biluțe. Butelia de asemenea de CO2 este 9. 97,1 metri pe secundă, 100,6 metri pe secundă și a ultimul foc, 95 de metri pe secundă. Ce mișto rămâne mașinul în spatele ăsta, e? Și să vedem mecanismul de liberare a CO2. Bun. Asta percutează fără încărcător. Acum, jucăriile, normal, să fie înregistrate, știi, proiectile jucăriilor, să ne înregistreze cronograful. Acum urmează să testez cronograful, să văd dacă îmi înregistrează. Hai să vedem la calibrul 308 Winchester. Pentru că la Betty, Beatrice, la Bergara B13 Takedown de la Mele de Guns, am trei tipuri de muniție în calibrul 308 Winchester. Voi folosi așa: Full Metal Jacket, Hollow Point și Soft Point. Da? Soft Point-ul este Selier Belo, Full Metal Jacket Jeco, Hollow Point tot Jeco. Primul cartuș 308 Full Metal Jacket. Bun. A trebuit să mă dau un pic mai în spate, că nu vreau să îmi să îmbulesc cronograful. Hai să vedem dacă înregistrează și eu. 847 de metri pe secundă. Hai mă că e bun. Deci 847 metri pe secundă, Full Metal Jacket. Hai să vedem Hollow Point-ul, cum se descurcă. 800 de metri pe secundă, ceva mai slab. Și Soft Point.
mare. Bun. Va trebui să repet cu soft point-ul. Nu, nu, eroare. Nu mai trag, că îmi consum muniția degeaba. Ok, trebuie să-i dau un reset. Deci 800, cât a? 847 parcă nu, de metri pe secundă la Full Metal Jacket și 800 de metri pe secundă la Hollow Point. Trecem la Shotgun CZ612 Home Defense cu Brenneck. Shotgun cu slug. Acum, datele tehnice. Slug, adică Brenneck, cartuș de 70 mm, proiectil de 32 de grame, de la BMP Thrill Shock. Da? Să vedem aici. Nu, a fost eroare. Bun. Deci se pare că al meu cronograf nu e prea rezistent la arme de foc. Vă dați seama, cred că ar fi trebuit să mă dau eu mult mai în spate, pentru că sunt sigur că i-a dat cu virgulă din cauza gazelor și a resturilor de pulbere nearsă care au ieșit pe țeavă pe lângă proiectil și împreună cu proiectilul, și atunci săracul meu cronograf nu știa, bă, ce scapule, ce să iau, și dădea cu virgulă. Sunt sigur că asta ar fi explicația. Ați văzut primele două focuri cu Bergara BA-13, da, cu 308, le-a înregistrat 847, parcă, da? Da. Și după, al doilea 800 metri pe secundă, le-a înregistrat. Hai să vedem și un 9x19 Full Metal Jacket. Din păcate am făcut o greșeală. Nu mi-am luat la mine muniția Full Metal Jacket și am doar Hollow Point. Este un Hollow Point de la Geco. 9x19 Hollow Point. Hai să vedem ăsta dacă îmi... Hai să o scot. Fac eu șmecheria asta. Ok. 350,3 metri pe secundă la 9x19 Hollow Point de la Geco. 350 înseamnă supersonic. Un test sau teste mai multe voi face pe viitor. Vă promit lucrul ăsta. Voi face rost de muniție suplimentară și, bă, un cronograf e binevenit în viața mea pentru că o să vă arăt foarte multe lucruri ce viteză au. Foarte multe proiectile, săgeata de arc, diferite tipuri de săgeți, mai grele, mai ușoare, ce viteze înregistrează, săgeata de arbaletă, am vrut să iau și arbaleta și arcul, dar mult prea mult pentru o singură zi, așa că tot ce trebuie voi să faceți este următorul lucru. Vă abonați în continuare pe canalul meu de YouTube și la Breaking Point and Relax, pe care găsiți în descriere, dar le găsiți link-ul pentru canalul de YouTube. Și să ne urmăriți în continuare, pentru că băieților le-am dat sfaturile necesare pentru a-și crește canalul. Le-am spus ce să filmeze în continuare și ei și-au luat angajamentul solemn, dă-mă și tu din cap, așa și camera mă, că se vor concentra pe material video cu arme de foc. De ce? Pentru că ei doi dețin, amândoi sunt deținători, sunt posesori legali de arme de foc cu potențial letal. Pistol cu bilă de cauciuc și nu orice pistol. Ambii au Fort, da? Fort 12R. Unul are în calibru 45 bilă de cauciuc, celălalt în calibru 9 mm bilă de cauciuc. Asta ce înseamnă? Că la acești băieți veți vedea foarte multe materiale în curând, pe viitor, lăsați să filmeze și să le editeze, da? Ideile vor veni și veți avea foarte multe lucruri de învățat. Cei care încă nu v-ați hotărât, nu v-ați decis dacă merită sau nu merită să vă cumpărați pistol cu bilă de cauciuc, în diverse calibre, cel puțin la ei veți vedea și veți putea trage niște concluzii pertinente dacă mergeți, vă luați calibru 45 sau calibru 9 mm și atenție, forturi, pentru că diferă mecanismele și diferă detaliile din fiecare pistol în parte. Iar în ce mă privește pe mine, dacă vreți să trageți și voi la poligonul Galați, care este minunat, outdoor, aer curat, superb, puteți trage cu Kalashnikov, cu 9 mm, cu pistol, cu Smith & Wesson. Nu știu dacă mai există poligon în țară care să aibă Smith & Wesson MP9, exact cum
ca al meu, da? Puteți veni să trageți. De asemenea, dacă vreți să învățați un pic mai mult, să treceți peste nivelul de începători, veniți și participați, cumpărați pachete promoționale pentru sesiune de tragere staff, seminarii de tragere și antrenamente cu arme de foc, STAAF, unde vei învăța mult mai mult decât simplu stau pe loc și trag. Lucruri amănunțite. De asemenea, dacă vrei să obții permisul de portarmă și locuiești în Brăila sau în județele învecinate, trebuie să faci cursul de inițiere de instruire teoretică și practică, pe care la Brăila poți să faci la SC și Energie SRL, unde o parte din materie o predau chiar eu, subsemnatul. Așa că, de aici la poligonul Galați, nu pot decât să vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă aștept pe canal în continuare, am depășit 100.000 de abonați, vă mulțumesc foarte mult pentru votul de încredere și să ne auzim cu bine pe viitor. Nu uitați să respectați legea armelor. Nu doar civili, ci și polițiști, toată lumea. Ceau!